Primarul Teodor Neamțu spune că lățimea străzii stadionului permite amenajarea de locuri de parcare pe partea dreaptă, dar și a două benzi de circulație de câte 4 metri fiecare. Pentru a fi pusă în practică, inițiativa are nevoie de avizul Comisiei de Reglementare a Traficului. Urmează să marcăm și din punct de vedere rutier această stradă, dar înainte de asta vrem să avem o discuție în Comisia de Reglementare a Traficului. Ne-am gândit să propunem ca pe partea dreaptă, în sensul de mers către ieșirea din oraș, să amenajăm parcări, pentru că strada stadionului este o stradă foarte lată și atunci s-ar asigura un spațiu de parcare de undeva din apropierea intersecției până în apropierea societății Bachmann. Eliminându-se aspectul neplăcut de acum, în care se parchează și pe dreapta și pe stânga, trebuie să faci un adevărat slalom și se asigură și două benzi de circulație cu o lățime de aproape 4 metri.